numai apă că trebuie, e acolo ajută, adică nu putem unde sunt în fiecare zi. Deschid parașuta de siguranță care e pe curte. Deschid parașuta de siguranță, imediat ea se deschide automat pentru că nu este băgat în curte. Este simplu, așa cum o vedeți și voi. Și în momentul ăla pot să vin cu o viteză un pic mai mare, în loc de 4 metri jumate pe secundă, am să vin cu 5-6 metri. Deci că doar e un pic mai mare, dar de asta este în poate. Deci, ceva de genul ăsta. Parașuta asta a fost inventată în 1861 de general Grigore Bastan, omologată. El a avut curaj cu sară, cu sară, chiar și în sară, a sărit călare cu motocicletă cu parașuta asta. O motocicletă de 50 cm. După care a sărit cu băiatul lui, cu Mariu Bastan, a sărit în avion ca să convingă capetele luminate de pe vremea aia, cu parașuta asta este foarte sigur. Și a avut curaj cu copilul din braț. Parașuta asta rezistă la 150 de kg, ceea ce implică armament, muniție, alimente de 3 zile, plusă în supraviețuire, plusă medicală.